Bună dimineața, vă spun tuturor. În primul rând, la mulți ani și un an nou cu cât mai multe realizări pentru fiecare dintre dumneavoastră, atât pe plan profesional cât și personal. În cele ce urmează vreau să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile curente ale Primăriei Municipiului Roman și câteva dintre gândurile pentru acest an. În ceea ce privește Direcția de Taxe și Impozite Locale, în această perioadă se pot face plăți pentru plata amenzilor, urmând ca pentru plata taxelor și impozitelor locale această procedură să fie demarată începând cu data de 9 ianuarie, atunci când putem să achităm dările pentru anul 2019, iar pentru toți cei care achită până la data de 31 martie 2019, integral valoarea taxelor și impozitelor, vor putea beneficia de acea bonificație de 5% la plata impozitului pe clădiri, pe teren și pentru autoturisme, iar ca element de noutate, persoanele care dețin un autoturism hibrid sau un autoturism electric, impozitul este zero. Practic sunt scutite de la plata acestui impozit. Plata taxelor se poate face și online, folosind platforma ghișeul.ro. Acest lucru va fi posibil până în momentul în care noi vom finaliza implementarea acelui proiect cu finanțare europeană, care presupune informatizarea și digitalizarea activității din Primăria Municipiului Roman, când ne vom crea un sistem propriu de plăți online. În această perioadă, chiar și astăzi, facem teste la plata taxelor și impozitelor și dacă totul va fi în regulă, încercăm chiar să și devansăm acest termen de 9 ianuarie, dar acest lucru vi-l vom comunica ulterior din momentul în care toate testele pe care le vom face vor fi reușite. De asemenea, s-a aprobat prin hotărâre de Consiliul Local 241 din 2018 și reducerea cu 50% de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt beneficiari de ajutor de șomaj, ajutor social sau sunt pensionari, totalul veniturilor lunare pe familie pentru membrii familiei care au același domiciliu cu petentul să fie mai mici sau egale cu 1450 de lei, au o singură locuință proprietate personală, nu dețin mijloace de transport, nu dețin AF-uri, PF-uri sau societăți comerciale, suprafața utilă a locuinței să nu depășească 100 de metri pătrați, suprafața de teren în proprietate să fie până în 1000 de metri pătrați intravilan și până în 2000 de metri pătrați extravilan, iar reducerile de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019 persoanelor care depun documente justificative la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale în perioada 10 ianuarie 2019 – 28 februarie 2019. O activitate care a avut succes și în acest an se referă la patinoarul din Piața Roman Vodă. Acesta va mai fi deschis până duminică, 13 ianuarie, atunci când este și sfârșitul vacanței pentru elevi. Experiența anului trecut ne-a arătat faptul că odată cu începerea anului școlar, activitatea la patinoar nu mai prezintă interes și pentru a evita cheltuieli suplimentare am luat decizia ca acest patinoar, începând de luni, să intre să fie practic demontat și ulterior îl vom conserva la platforma noastră de pe strada Ogoarelor, urmând ca anul viitor să-l mai mărim cu încă 30 de metri. Noi l-am mărit și în această iarnă și practic să-l aducem la o suprafață și mai mare. Și dacă azi tot este o zi de sărbătoare, administratorul patrimoniului a luat decizia ca în intervalul 10-22, practic pe tot parcursul zilei, toți cei care poartă numele de Ion, Ioana și derivate ale acestora să beneficieze de gratuitate la patinoar. De asemenea, din punct de vedere a condițiilor meteo, în aceste zile nu au fost probleme deosebite pe raza municipiului Roman, cantitățile de zăpadă nefiind însemnate. Am intervenit pe parcursul ultimelor zile cu material antiderapant. Se circulă în condiții normale pe toate străzile din municipiul Roman, însă pentru joi sunt anunțate precipitații abundente și în aceste zile ne ajung noi cantități de sare, astfel încât să putem interveni în timp util pe străzile din municipiul Roman. Important este să nu ningă viscolit, pentru că atunci activitatea de dezăpezire va fi afectată, dar vrem în același timp să și profităm de zăpadă și luăm în calcul amenajarea unui derdeluș în municipiul Roman prin închiderea unei străzi care în trecut era folosită ca și derdeluș, aceasta până la amenajarea celor derdelușuri din cele două parcuri, care sunt unul dintre ele în execuție și celălalt în procedură de licitație publică, și să amenajăm, așa cum vă spuneam, o stradă în care în zile sâmbătă și duminica aceasta să poată fi folosită doar în acest scop și după care ulterior sigur să o deschidem. Da. De asemenea, astăzi este ultima zi în care ne vom mai putea bucura de iluminatul ornamental de sărbători. Începând de mâine vom demara activitatea de strângere a acestor ornamente. Revizia acestora o vom face chiar din această iarnă, astfel încât în toamnă să nu facem altceva decât să le montăm și să ne bucurăm împreună de sărbători și de magia aceasta a luminilor de sărbători, care în acest an ne-a încântat pe toți și spun eu că am arătat ca un adevărat oraș mare, ca un oraș european și din acest punct de vedere. O altă activitate asupra căreia ne vom canaliza foarte mult atenția în anul 2019 va fi activitatea poliției locale. Le-am solicitat o atitudine foarte fermă în ceea ce privește încălcarea legislației în privința tulburării liniștii și ordinei publice, dar în același timp vom intra cu un proiect de hotărâre în această lună prin care să majorăm cuantumul amenzilor pentru cei care aruncă pe jos mucuri de țigări, ambalaje, semințe și orice alte tipuri de deșeuri, pentru că dorim să disciplinăm și până la urmă să educăm cetățenii municipiului Roman și, din păcate, educația nu se poate face decât prin forme coercitive, astfel încât în momentul în care o persoană care aruncă pe jos astfel de deșeuri să poată primi o amendă mai consistentă și care să genereze un alt fel de comportament pe viitor. E posibil ca în aceste zile, mâine sau poimâine, să facem o ședință de îndată de Consiliul Local. Așa cum știți, în fiecare an, în luna ianuarie, în primele zile, odată cu centralizarea tuturor datelor privind exercițiul financiar al anului precedent, rezultă un excedent și pentru utilizarea acestui excedent este necesară o hotărâre de Consiliu Local pentru repartizarea acestuia. Din estimările noastre rezultă la nivelul primăriei municipiului Roman un excedent de aproximativ 300.000 de lei. De asemenea, o altă activitate pe care o realizăm în această perioadă la nivelul Direcției de Urbanism se referă la centralizarea informațiilor privind garajele cu chirie din zona Bulevardului Republicii, acea zonă cuprinsă între Bulevardul Republicii, Smirodava, Ecaterina Teodoroiu, Tudor Vladimirescu, Mihai Ionescu și închide rondul în Bulevardul Republicii. Știți că acolo suntem în proiectare cu o amenajare peisagistică care va duce și la eliminarea garajelor din acea zonă, drept pentru care am întocmit această situație și o vom preda către Direcția de Taxe și Impozite Locale, astfel încât persoanele care dețin garaje în acea zonă, pe de o parte să nu se mai prelungească contractele de închiriere și pe de altă parte nici să nu plătească impozitele și chiria pentru acel garaj, mare parte dintre ele urmând a fi desființate ca urmare a implementării acestui proiect. O altă activitate care ne interesează în mod deosebit este creionarea bugetului pentru anul 2019. În primul rând, e clar că așteptăm cifrele de la nivel național, care sunt foarte importante în realizarea și în întocmirea bugetului pentru municipiul Roman. De asemenea, luni 14 ianuarie voi fi prezent la București la o ședință a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, unde, printre alte subiecte importante, vom dezbate și proiectul de buget pentru anul 2019 și, de asemenea, așa cum v-am anunțat public, luăm în calcul la nivelul municipiului Roman să urmăm exemplele altor municipii din vestul țării, cum ar fi Oradea, cum ar fi Cluj, în ceea ce privește bugetarea participativă. Noi vom aloca pentru acest an aproximativ 200.000 de lei care să fie investiți conform solicitărilor și conform gândirii cetățenilor municipiului Roman, iar proiectul care va întruni cele mai multe voturi să poată să fie finanțat din bugetul local. Și de asemenea vom realiza și în acest an acele dezbateri publice pe marginea bugetului municipiului Roman. Începând cu data de 21 ianuarie, practic vom crea un calendar de dezbateri cu toate categoriile socioprofesionale de pe raza municipiului Roman, astfel încât bugetul municipiului să aibă un cât mai mare impact în rândul cetățenilor și o implicare cât mai mare a tuturor categoriilor socioprofesionale. Ca și constanță în activitatea și în bugetul primăriei municipiului Roman, vreau să vă anunț că vom continua și în acest an acordarea de etichete sociale categoriilor defavorizate, precum și acordarea de gratuități la transportul public local persoanelor cu venituri mici, însă ca element de noutate pragul pe care îl gândim va fi de 1.200 de lei, practic având în vedere creșterea veniturilor foarte puține persoane se mai încadrau. Din păcate însă toate costurile au crescut atât la energie cât și la energie electrică, cât și la gaze naturale și la celelalte produse și e clar că chiar dacă anumite persoane au câștigat pe de o parte la pensie, din păcate cheltuielile sunt din ce în ce mai mari și atunci noi ca și autoritate publică locală venim în sprijinul acestor persoane. De asemenea, Cele mai importante aspecte care ne interesează pe noi toți privesc proiectele pe care le avem gândite pentru acest an. Vom încerca, în măsura în care legislația ne va permite și bugetul să fie cât mai repede aprobat, demararea unor proceduri de licitație publică. Suntem deja în proceduri de licitație pentru pietonalul Ștefan cel Mare, restul de executat plus partea de terasament, practic toată acea zonă de impermeabilizare de la terase. Apreciem că în această lună vom putea semna contractul de execuție a lucrărilor. De asemenea, avem și proiectul cu finanțare europeană la blocul 33 de pe Anton Pan. La fel, în această lună, cred că vom reuși să semnăm contractul pentru execuția lucrărilor. Tot în procedură de licitație suntem la parte de proiectare de această dată pentru reabilitarea termică a celor 7 blocuri, tot prin finanțare europeană. Suntem și în procedură pentru atribuirea proiectantului la creșa Smirodava. În această perioadă am primit proiectul de la Parcul Zăvoi, urmează să-l trimitem către ADR Nord-Est în vederea validării și ulterior vom demara și procedura de licitație publică pentru execuția lucrărilor la Parcul Zăvoi și de asemenea pregătim documentațiile pentru și sperăm noi ca în luna ianuarie să reușim să scoatem la licitație publică amenajarea peisagistică de pe Bulevardul Republicii, modernizarea străzilor din cartierul Nicolae Bălcescu, modernizarea grădiniței 2 cu program prelungit de pe Dobrogeanu Gherea, grădinița numărul 2 cu program normal tot de pe strada Dobrogeanu Gherea, corpul B de la școala Vasile Alexandri, extinderea de rețele de gaze naturale pe toate străzile din municipiul Roman, astfel încât să nu mai existe străzi fără această utilitate, însă obligativitatea racordării la aceste rețele aparține utilizatorului final, practic proprietarilor și celor care doresc să se extindă, să se racordeze la gaze naturale, noi aducând practic până la limita de proprietate această utilitate publică. De asemenea, suntem în pregătirea documentației, dar în luna februarie vom reuși finalizarea acesteia și scoaterea la licitație publică pentru reabilitarea trotuarelor, circa 60.000 de metri pătrați de trotuare de pe raza municipiului Roman și amenajarea a circa 800 de noi locuri de parcare de reședință. Cam acestea au fost subiectele pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință și pe mai departe vă stau la dispoziție cu întrebări. Doamna Flora? Bine începeți. Ca să începem bine. Da. Cum s-a acționat cu utilajele, mai ales pe trotuare? Mă refer chiar la trotuarul din partea primăriei, unde probabil că azi noapte s-a topit zăpada și de acum erau în poleni. Nu s-a acționat cu niciun utilaj. Pe trotuare se acționează manual, fie cu lopată, fie cu acele măturoaie. Dimineața, vă spun eu, la ora 7, se mătura pe toate străzile din municipiul Roman. Eu am fost. Pe toate trotuarele. Și pe alei. Evident, persoana care s-a înscris pentru postul de administrator public este o mare surpriză pe care ați făcut o romaștanilor. Ce ați avut în calcul atunci când v-ați gândit la doamna Petre? Eu vreau să precizez un lucru și sper să fie foarte, foarte clar. Eu am gândit un profil de candidat. Că s-a înscris doamna Petrea e într-adevăr un lucru foarte bun pentru primăria municipiului Roman, având în vedere experiența managerială a doamnei Petrea. Însă este un concurs până la urmă. E un singur candidat. Au mai fost situații în care A fost un singur candidat. Eu însă am încredere în experiența doamnei Petrea și sunt convins că lucrurile vor decurge în direcția în care o dorim. Mulțumesc. O să vă întreb, spuneați de 300.000 excedentul. Excedentul, da. Aveți în vedere niște direcții. Dar nu, acesta trebuie să aibă spre investiții. Despre investiții. Ați spus la începutul conferinței despre o reducere cu 50%, sper că am înțeles bine, nu? Da. O anumită categorie socială. E valabil conform codului fiscal și e dintotdeauna. Nu e un element de noutate. De fapt, au crescut taxe și impozitele cu 20%? N-au crescut, sunt la nivelul anului 2018. Sunt la nivelul anului 2018. Nu au crescut taxele față de anul. 2017. Păi da, dar nu, acum suntem în 2019. Ne raportăm la anul 2018. Au rămas crescute. Au rămas la nivelul anului 2018, da. Și, pe de-o parte, cresc și, bine, toate categoriile pe care le-ați inclus în această reducere înseamnă jumătate de euro? Nu e adevărat. Trebuie să încadreze în venitul pe membru de familie de 1450 și o să vedeți că sunt foarte puțini. O să vă facem și o informare în luna martie, când vom finaliza această centralizare. Dar e o chestie care așa se întâmplă dintotdeauna. Deci nu e un element de noutate. Am înțeles. Și încă o întrebare. Mâine ați spus că se renunță la iluminatorul ăsta în sărbători. Strângerea acestei instalații se va face ziua sau noaptea? Strângerea ziua. Ne puteți spune și de ce ziua? Pentru că e foarte ger noaptea. Bun. Bun. Să înțeleg... Înțelegeți unde vreau să ajung? Nu, nu înțeleg. Totuși... Da. Păi nu le-am montat pe timp de zi? Ba da, și traficul a stat. Nu a stat. Nu va sta sub nicio formă. Nu va fi. Se acționează punctual, nu va fi deranjat traficul. Și nu va fi la orele de vârf. Am înțeles. Ok, da. Mulțumesc. Ce se va întâmpla cu mașinile din garajele care vor dispărea din zona? Vom amenaja locuri de parcare. Practic, pe 2 garaje încap 3 mașini. Tot în zonă? Tot în zonă, da. Păi vorba, discutăm acum doar de unde vom interveni. În zona Bulevardului Republicii, în acel areal. Cu Cinema Unirea mai e vreo speranță? Cinema Unirea este proiect cu finanțare europeană în evaluare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. O să vedem. Acolo, practic, avem mai multe proiecte pe axa 13. Toate sunt foarte, foarte importante, însă, din păcate, valoarea fondurilor alocate pentru această axă e infimă, raportat la necesitățile și la numărul de proiecte depuse. Practic au fost alocate 27 de milioane de euro și sunt proiecte depuse de aproape 100 de milioane de euro. Pentru că a fost o competiție între toate orașele din zona Moldovei, toate municipiile. Aici un mare dezavantaj l-au avut municipiile care nu sunt reședințe de județ. Toate municipiile reședințe de județ au avut alocate sume de bani dedicate strict pentru anumite proiecte în care nu intrau în competiție cu nicio altă municipalitate. Noi însă am intrat în competiție cu toate municipiile din zona aceasta a Moldovei și vom vedea ce va rezulta. A fost o hotărâre de Consiliul Local legată de strada Mihai Vitează cu Consiliul Județean să aloce niște fonduri. Anul ăsta sunt speranțe să... Nu. Discuția este alta. Noi am predat, practic, Consiliului Județean administrarea acestui drum. Proprietarul acestui drum este Consiliul Județean, fiind de categorie de drum județean, iar pentru a realiza această investiție, Consiliul Județean avea nevoie să preia în administrare această stradă. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului Județean, acest proiect deja se află în faza unui studiu de fezabilitate. Vom avea și noi ca primărie o serie de obligații în condițiile în care între segmentul de drum între strada Ștefan cel Mare și strada Chimiei nu există canalizare. Acolo vom interveni noi de la bugetul local cu fonduri pentru realizarea acelei canalizări, urmând ca în ceea ce privește reabilitarea covorului asfaltic și trotuarele din zonă, plus o extindere a străzii în partea după strada Tirului, să fie atributul Consiliului Județean. De când va intra în vigoare hotărârea Consiliului Local privind taxarea parcărilor albastre? Când aproximați dumneavoastră? Da. Noi suntem acum în discuții cu cel care gestionează acea aplicație de parcări prin SMS. Sperăm că în condițiile în care vom reuși să semnăm contractul acum în luna ianuarie să și demarăm această activitate. La fel cum tot în luna ianuarie mi-aș dori, cel puțin în ceea ce privește accesul în pietonal, barierele să devină funcționale și parcările să fie cu plată și acum. Și o ultimă întrebare, cum afectează investițiile din Roman amânarea discutării bugetului la nivel central? Promisiunile au fost pentru luna decembrie, iată că nici în ianuarie nu există un proiect și probabil se va duce până în martie-aprilie cu discuții și propuneri și așa mai departe. Dacă bugetul național, mă refer, va ajunge să fie votat cu întârziere, e clar că afectează toată lista de investiții, dar nu numai a Primăriei Municipiului Roman, a tuturor primăriilor, pentru că, practic, nu poți demara licitațiile publice pentru lucrările prevăzute pentru investițiile din buget, decât după aprobarea bugetului, ceea ce înseamnă termene 2, 3, 4 luni de zile. Și iarăși ajungem să începem lucrările în septembrie, în octombrie, nu o să fie suficient timp să consumăm sumele din buget, ajungem la final de an cu excedent și așa mai departe. Eu totuși sper ca în această lună guvernul să dea dovadă de maturitate și să aprobe bugetul la nivel național, urmând ca ulterior noi în termen de 45 de zile, deci undeva pe la jumătatea lunii martie, să aprobăm și noi bugetul și ulterior să demarăm și noi licitațiile, astfel încât undeva în iunie, iulie să începem lucrările pe care ni le-am propus. Partea bună, să spunem, pe care o avem noi la Roman e legată de acest împrumut care are indicatorii aprobați și care permite demararea procedurilor pentru licitație înainte de aprobarea bugetului. Însă tot ceea ce gândim pe buget, din păcate, se amână. Mulțumim, o zi și o săptămână bună!